Doamnelor și domnilor, vă propun un interviu relaxant de vară în compania fostului meu elev, Cezar Ungureanu. Numele soției o să-l pronunțe Cezar. O plăcere să-l reîntâlnesc și cred că dincolo de omul de presă pe care dumneavoastră îl cunoașteți de foarte mulți ani, ca reprezentant și întemeitor al trustului Orion Media, am o dublă calitate, deoarece că a fost profesor, dar și colaborator al ziarului nostru. Cezar Ungureanu este o voce, chiar dacă doar din când în când, o voce în mica noastră comunitate. Faptul că trăiește la mii de kilometri distanță, asta nu înseamnă că Cezar s-a rupt de vatra Doamnei. Ce pot să spun altceva decât că e o bucurie din când în când să iau câte un interviu foștilor mei elevi și să văd că ceva din spiritul meu se regăsește în voi. Începem cu numele soției, pentru că poate și ea o să se uite și ești nu doar Cezar Ungureanu, ci și Cezar Ungureanu. Cezar Markstein Ungureanu. Asistent universitar la Universitatea de Stat din Viena și doctorant. E un titlu care cred că te onorează, îți onorează foștii tăi profesori și cred că îi bucură pe mama și pe tata. În primul rând, bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră. Da, în prezent sunt asistent universitar la Institutul de Teologie Sistematică și Etică din cadrul Facultății Romano-Catolice din Viena, deci de la Universitatea de Stat Viena, și în același timp predau și de 5 ani religie ortodoxă în școlile de stat din Austria. La început am predat cu normă întreagă, dar de când sunt la universitate, din 2017 parcă predau numai 5 ore pe săptămână. Ambii frați au studiat teologia, da? Atât tu cât și fratele tău. Da, amândoi am studiat teologia. Fratele meu actualmente este iarodiacon la al tronului ecumenic din Viena, mitropolia greacă din Viena, și pe 24 august, luna aceasta, va fi hirotonit preot. Mare realizare și o mare bucurie pentru familie, în primul rând. Mulți ar fi surprinși că ați rămas amândoi în Austria, predând ortodoxia noastră, la bijuteria noastră religioasă, cum ne place să o numim, dar nu v-ați deconectat câtuși de puțin de spațiu românesc, de spațiu bucovinean. Vedem că, cel puțin tu, ești o voce prezentă. Totodată, mulți te cunosc, au împrospătat memoria colectivă dorneană, cel puțin, prin lansarea acestei cărți despre ortodoxie, în luna aprilie, la Salonul Alb de la Casa de Cultură. Da, după 2 ani de muncă am reușit să lansez prima mea traducere în limba română a unei lucrări scrise de teologul de origine greacă, dar neamță, Anastasios Kallis, ce este Ortodoxia, o lucrare foarte importantă care în spațiul german a ajuns deja la a 8-a ediție. Gândiți-vă câte cărți în limba română se bucură de a 8-a ediție, nu știu, am putea să le, poate să le numărăm pe deget. Și da, m-am bucurat să pun la dispoziția publicului românesc lucrarea clasică de propedeutică ortodoxă din spațiul german. Unde ați mai lansat-o în țară? Cartea a apărut deci la Cluj, la editura Renașterea,
și am lansat-o la Sibiu, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, mare Facultate de Teologie Ortodoxă, au fost prezență părintele decan, Kiefer, părintele Tăvală, profesorul de drept canonic de acolo și alți membri ai facultății. După aceea am lansat-o la Alba Iulia, tot în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă de acolo. Au lansat-o părintele Jean Nicolae, cel care a construit acea biserică superbă de la Alba Iulia, Arca Noetică, scris pe Google, dacă nu știți despre ce e vorba. Și au mai vorbit de asemenea ceva, nu mai rețin acum exact, profesor din corpul profesoral de acolo. Și ultima lansare, de fapt, și cea mai importantă, a fost la Cluj-Napoca, în cadrul târgului de carte Gaudeamus. Iar la lansare au vorbit, bineînțeles, mitropolitul Clujului Andrei Andrecuț, împreună cu părintele Ioan Chiril, șeful senatului UBB și profesor de Vechiul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj și domnul judecător Cristi Danileț. Întrucât mi-am dorit ca acolo unde am putut și în Cluj am reușit să aduc și o voce care nu este neapărat din Biserica Ortodoxă, pentru a nu face așa o lansare, spun așa, lăudăroasă. Noi între noi ne lăudăm propria credință. M-a interesat și cineva din afară să ne dea un feedback, cum se spune astăzi, să vedem în oglindă, de fapt, cine suntem. Și domnul judecător a vorbit foarte frumos, chiar mulți probabil nu s-așteptau să vorbească așa frumos. Și după aceea m-am bucurat foarte mult să fac aici la Vatra Dornei o ultimă lansare în România. Pe această cale doresc să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați sprijinit. De asemenea, Violeta, nu, pe care toți dornenii o cunosc, m-a sprijinit în mod deosebit. Am făcut lansarea la Casa de Cultură și a vorbit, bineînțeles, părintele Mihai Valică, întrucât el a studiat în Germania, cunoștea cartea în limba germană, cunoștea și teologia ortodoxă din spațiul germanofon. Părintele Marius Magherca, un preot la care țin foarte mult și foarte capabil, și domnul David Croitor, care nu este, după cum bine știți și el a spus-o deschis, deci nu e un secret, el nu este de confesiune ortodoxă, dar a venit și a vorbit într-un mod cu totul și cu totul minunat. Da, te-ai fi așteptat să vină mai mulți preoți ortodoxi, chiar din Vatra Dornei au venit foarte puțini, să vină cineva de la primărie, n-a venit nimeni de la primărie. Au fost și mici, să zicem așa, mâhniri ale tale. Noi, într-adevăr, am reușit să mediatizăm evenimentul, l-am filmat pe internet, ne-au văzut foarte mulți, au văzut foarte mulți lansarea. A fost un proiect al tău personal, cu foarte multă muncă, 2 ani, da? Ți-a luat traducerea, dar te-ai fi așteptat ca la tine acasă să fie mai bine primit? Adică, sau erai oarecum familiarizat și din paginile ziarului nostru că există o mare inerție, chiar dacă, în ciuda faptului că ne plângem că nu se întâmplă mare lucru la Vatra Dornei? Sau te-a mulțumit prezența, mai mult sau mai puțin, numeroasă pe care ai avut-o? Acum, știți că întotdeauna se poate și mai bine. Sala a fost relativ plină, au venit oameni la care nu mă așteptam că o să vină, oameni care chiar au cumpărat mai multe cărți. Mi-am amintesc că acum îmi vine în minte doamna Prună, cred că la vreo 5 cărți pentru toată familia, da? Doamna Boca, m-aș fi așteptat poate să vină mai mulți preoți din zonă, pentru că te mai viza în mod direct oarecum. Și dacă nu, adică era, m-am gândit și vorba de semnul pe care noi îl dăm în societate. Dacă preoții nu vin în primul rând la o astfel de dezbatere, atunci ce să mă mai plâng de credincioși sau de oamenii de rând. A venit în schimb pastorul de la Adventiști, care nu mă așteptam absolut deloc să vină. Și preotul catolic? Preotul catolic n-a venit, au mai fost un preot sau doi ortodoxi care s-au scuzat, efectiv n-au putut și asta se întâmplă, nu e nicio problemă, dar asta au fost. Eu nu-mi fac așa multe gânduri, sunt obișnuit, bine că totuși a venit lume, că n-am făcut prezentarea cu sala goală, să spun așa, și până la urmă cred că am reușit să
să creăm un pot intelectual dinspre biserică, înspre societate. Puteam la fel de bine să facă poate într-o biserică lansarea, însă eu mi-am dorit să ieșim în societate, să ieșim într-o casă de cultură și să arătăm că ortodoxia înseamnă și viață duhovnicească, dar în același timp înseamnă și cultură, și dialog, și relație cu ceilalți oameni pe care poate nu îi întâlnim duminică de duminică în biserică. Da, și este bine că și Violeta Codorean, așa cum ai spus, își face foarte bine treaba și ne bucurăm că noi cei de la Orion Media am putut să o recomandăm în urmă cu mulți ani în acest post. Ea a fost colega noastră la radio și la ziar și își face bine treaba, pentru că țin minte că în urmă cu 15-20 de ani Casa de Cultură găzduia mai mult întâlniri politice și respiră cultură, spațiu respectiv, ca și biblioteca Doneană, și e un lucru foarte bun, foarte, foarte bun. Da, cred că ai făcut o alegere foarte bună de a lansa cartea acolo. Da, m-am bucurat foarte mult și pentru faptul că sunt de aici, din Dorna, dar și pentru faptul că, nu știu, mi-am dorit să aduc un pic mai multe dezbatere în orașul nostru, să încercăm să stăm împreună, să discutăm și despre astfel de teme. Am dorit să arătăm și faptul că diferitele confesiuni din Vatra Dornei sunt capabile să se așeze la aceeași masă și să poarte un dialog civilizat. Întrucât dacă nu noi, biserica sau creștinii sau preoții, putem să ne înțelegem între noi, ce să mai cerem de la politicieni sau de la oamenii care să ceartă toată ziua în societatea asta. Deci noi trebuie să fim primii care trebuie să fim pregătiți să dăm exemplu că, deși avem confesiuni diferite, păreri diferite asupra unor evenimente esențiale sau pe care noi le considerăm esențiale pentru viața noastră, suntem totuși capabili să stăm la masă și să discutăm civilizat, lucru care nu întotdeauna, știu eu, e de la sine înțeles. Acum venit acasă pentru o scurtă vacanță, am văzut dintr-o postare a ta și dintr-un demers pe care l-ai făcut și către autoritățile locale, conștientizând, plimbându-te prin oraș, văzând parcările cu foarte multe mașini străine, cetățeni din diferite țări plimbându-se prin parc, am văzut că ai postat și ai atras atenția celor de la primărie asupra celei svastici pe care cineva a pictat-o sau cu spray, cred, în centrul parcului, pe pavele. Poate că noi dornenii am trecut fără să dăm mare importanță acestui semn, simbolul nazismului, simbol nazist, dar dumneavoastră sunteți foarte sensibili pentru că veniți dintr-un spațiu în care cu astfel de lucruri nu te joci și într-un spațiu în care autoritățile automat îl șterg imediat, pentru că există o altă percepție asupra unor astfel de simboluri sau asupra numelui dictatorului Hitler, Heil Hitler, sau da, saluturi pe care cred că le-am regăsit tot în parc. Și a durat ceva vreme până când autoritățile locale au acoperit aceste simboluri. Reacția ta este una firească, venind din acel spațiu. Da, din nefericire, la o plimbare săptămâna trecută prin parc, chiar eram cu părintele Marius Maghiar, că am dat din întâmplare peste o inscripție, chiar așa era o cruce, cu crucea aceea celtică, cum au neonaziști, cu Heil Hitler și cu acel simbol 1488, Auf Deutschland, Heil Hitler. Am citit și-o pe Wikipedia simbolistica numărului. Deci nu scria Heil Hitler, ci doar Hitler, Heil Hitler pe o inscripție și deasupra era o cruce celtică și era și acest număr, care eu n-am știut la început ce înseamnă, am căutat pe urmă și am aflat. După aceea am mers mai departe și am găsit de fapt mai multe. Am găsit că partea superioară a parcului era plină de astfel de svastici și de acest număr. M-am gândit și eu pe moment să trec pe lângă, să anunț, așa,
Și am spus, nu, așa ceva nu pot permite, vin nemți care se plimbă prin stațiune. Evrei. Evrei, copiii mei, știu eu, sunt soția mea austriacă, copiii mei sunt austrieci, nu pot să vin cu ei în Dorna și să vadă asemenea inepții scrise. Și chiar în acea zi am venit repede acasă, nici nu am mai mâncat nimic, m-am pus direct la calculator și am scris un e-mail primăriei, la care n-am primit răspuns, cred că vinerea trecută a fost asta, și am văzut că nu există nicio reacție, am trimis mail-ul mai departe la Institutul pentru Studiul Holocaustului Elie Wiesel, au postat și ei pe internet, între timp am aflat că s-ar fi șters aceste însemne, chiar înainte de a face interviu cu dumneavoastră am fost să verific pentru a nu dezinforma, sau efectiv m-am gândit că-i lau, zic, domnule, chiar dacă o durat sau nu știu ce, măcar s-au mișcat în 3-4 zile și au înlăturat semnele, să spunem că e în ordine. Însă am văzut că un Heil Hitler încă persistă în parc, am văzut că doar un semn cumva l-au șters, celelalte semne le-au acoperit în mod hidos cu vopsea, la o svastică aproape că numai au schimbat culoarea, că din partea alaltă se vede. Deci o lucrare de mântuială și efectiv din... În loc să știu, din niște însemne blasfemitoare, au făcut niște însemne hidoase. Bine, totuși e o ameliorare, dar nu mă gândeam că poate să facă într-un asemenea hal, să acoperă însemnele alea. Și ca să adaug tot aici, ai alea aceasta scriitorilor, care la fel spartă cu totul, spartă borduri, sparte, adică te întrebi prin ce ruină, nu? Te plimbi pe aici. Da, într-adevăr, statuile sunt într-o stare jalnică. Chiar acum scriam și noi un articol. Parcul ar fi, nu știu ce notă am putea să, nu știu cum, poate noi suntem mult prea obișnuiți cu lucrurile astea și până și noi, cei de la Orion Media, începem sau am scris de atât de multe ori încât și nu a existat reacție. Dar mă gândesc cum e să veniți dintr-un spațiu în care există clone. Dorna este o clonă a unor orășele din Austria și cred că putem să dăm și fotografii să demonstrăm acest lucru, inclusiv nu doar cazinoul, ci malurile unor râuri. Arată identic, ai sentimentul că ești acasă. Ați avut acest sentiment? Doi, ați găsit svastici și Heil Hitler în Germania sau în Austria? Sau pur și simplu e... un moft, un teribilism al unor tineri. Eu sper că nu sunt din Vatra Dornei și dacă sunt, eu voi aduce acest aspect într-una dintre dezbaterile mele după ce va începe școala, că nu se poate, adică să împrospătăm memoria colectivă, să vedem ce a reprezentat până la urmă Holocaustul. Mai ales că, așa cum ați spus și știm cu toții, sunt și cetățeni germani, și cetățeni izraelieni care vin la Vatra Dornei, nu? Și sunt acum prezenți în Vatra Dornei. Sunt foarte multe numere cu mașini din Germania. Da, eu chiar am un prieten care locuiește pe Runc, un neamț din Bayern, deci știu nemți care locuiesc efectiv în Vatra Dornei. Dar da, în Germania, în Austria, dar chiar și în România, asemenea însemne sunt interzise prin lege. Am și citat legea la primărie. Doi, în Austria, în România nu cred, în Austria știu că e interzisă prin lege la fel freza lui Hitler, mustața, aceea în față, și portul uniformei SS. Sunt interzise și prin lege. Nu există un astfel de semn, adică probabil e acoperit a doua zi, dar dacă cel care este prins este automat, nu știu, amendat, sau în cazuri intelectualilor excluși în secunda 2 din viața publică, deci nu se pune problemă. Problemă foarte sensibilă. Înțeles, e o problemă foarte sensibilă să ajungi să omagezi pe orice, fie pe orice cale, chiar și în mod anonim, faptele celui mai mare criminal din istorie, a răului cu rămare, să spun așa, omului care a ucis milioane de oameni. Eu am cunoscut în Viena evrei. Cel puțin în spațiu european. Cel puțin în spațiu european, da. Eu am cunoscut evrei și la evrei nu există discuție despre ce fac bunicii. Evreul spune, bunicul meu a murit în lagărul cu tare, bunicul meu a murit, deci cu tremurător să stai de vorbă numai cu un evreu, să-l întrebi și ne trezim la Vatra Dornei cu astfel de, pe lângă problemele pe care le avem, ne mai trezim și cu demenți de ăștia neonaziști. Da, eu m-am bucurat tare că au intervenit așa cum a intervenit, total neprofesionist.
Pentru că mi-era teamă acum, Dorna a ajuns subiect de televiziuni naționale 4 luni la rând. Asta ne mai lipsea acum de la Institutul Elie Wiesel, să ne trezim la, să înceapă un buletin de știri la Pro TV sau mai știu la ce altă televiziune națională cu domnul Weiner dând interviuri despre svasticile din parcul din Vatra Donei. Am avut acel om, Neluțu, a murit nevinovat cu cazul cu jandarmii, copiii care au ajuns, care au făcut curat în zona Todirenilor și au ajuns simbol la nivel național, viralizându-se articolul scris de noi, apoi scandalul asfaltului cu să-l lua ca un covor, pur și simplu asfaltul, gropile în luna aprilie, mai, iarăși pe televiziuni naționale, spuneam ce mai urmează ca să fim și noi cunoscuți, culmea din nou cu un lucru rău. Bine măcar că nu am apărut și că s-a rezolvat în felul ăsta. Eu mă gândesc că poate, dacă nu v-au răspuns cei de la primărie, poate că de la Institutul Elie Wiesel să fi sunat la primăria din Vatra Donei, nu știu. Dar bine că s-au șters. Așa cum s-au șters, noi le vom posta și pe ecran să vadă oamenii că înainte și după intervenția angajaților primăriei. Un însemn a fost înlăturat, pentru că muncitorii, nu știu, nu l-au observat, nu l-au văzut, habar n-am, dar un Heil Hitler mai există încă în parc, scris pe pavele cu negru. Ce notă ai da parcului, la cum arată? După ce numărătoare? Că în Germania cum arată? În toată, da, cu... De la 1 la 10. De la 1 la 10. Da. Ce notă ai da parcului? În plin sezon turistic. Dacă e să-l compar cu parcurile din Austria, asemănătoare, așa, o notă cu greu de trecere, să zic așa, mă uitam... Creșteau buroienile pe pavele, nici măcar să nu dai cu un erbicit să arate pavele cum și așa arată îngrozitor, neîngrijite, și conceptul în sine de genul ăla de pavea pentru mine e destul de discutabil, dar nu știu, și mă uitam, s-au plantat ceva copaci, mi s-a purtat în apă, dar plantat și o copaci pe acasă, am văzut și eu prin Austria, plantați așa, aruncați pe aici pe acolo, strâmpi, eu știu... În parcurile tot din Austria, în momentul în care se plantează un copac, se pune un par mare lângă, tocmai ca să-l ține la vânt. N-am văzut unul aici în parc, din contră am văzut deja copaci strâmpi, nu? Strâmbați de vânt. Așa o să crească, dar ce se face? Știți cum e? Era vorba aceea care spunea că un popor își merită conducătorii pe care i-are. Deci nu sunt vinovați numai... Da, foarte, mă bucur că ai făcut și această precizare. În ultimul ziar al Monitorului de Dorna, postam foișorul din parc. Am salutat faptul că o firmă din Vatra Dornei, condusă de Silviu Ordache, a reabilitat foișorul și arăta atât de bine. Ei bine, la un an de zile, și am postat și noi fotografiile, sunt tot felul de inscripții, tot felul de simboluri, nu naziste în interior, dar tot cu inimioare, tot cu declarații de dragoste, tot cu niște indivizi care vor să-și facă simțită trecerea prin acel foișor. Dimineața de vreme, dacă te duci, sunt mormane de coși de semințe aruncate și trebuie să ne asumăm și noi. Trebuie să ne asumăm și noi și n-o facem. Dar cred că și Germania, și Austria, și cetățenii au fost educați și prin buzunar. Adică cu amenzi. Cu amenzi date și cu legea, da, care trebuie respectată, inclusiv pentru aceste lucruri, nu? Da, bineînțeles. Aș spune că în Austria, eu am predat în toate școlile, deci de la clasa 1 până la clasa 12. Acum am putut eu compara așa cum a fost în vremea mea, dar poate comparația un pic exagerată, pentru că deja din vremea mea s-au mai schimbat oarecum lucrurile în bine, sper cel puțin. Dar am văzut că de foarte mici, din clasele 1-4, îi deprind cu respectul față de lege, inclusiv în ceea ce ține de împărțirea, separarea gunoiului, corect, în 5 sau 6 categorii, ceea ce la noi încă nu se face, nu știu, poate nici în Dorna, nu cred că măcar plasticul să se... Am început și noi așa ușurel. Deci ei învață din clasele primare, mici, să despartă gunoiul, să respecte legea. Îi învață unde să apeleze dacă au probleme și legea e lege, deci nu există să
știu, faci o plângere undeva și să-ți spună polițistul, păi stai că e de-a nostru sau stai că nouă ne frică de el. Deci respectul față de lege și gradul de civilizație e mult mai mare, deși și la Austria ce întâlnești tot felul de tribiliști, aruncă și sticle prin par și am văzut și eu destule, dar nu în halul în care se întâmplă la noi, știți? Da. Da, crezi că te-au taxat, dacă pot să spun așa, cei de la primărie, adică n-a venit chiar nimeni, pentru că din când în când ai mai făcut postări în legătură cu starea orașului, atât pe pagina ta de Facebook, cât și în monitorul de Dorna, ai mai publicat câte un articol, inclusiv recent ai spus că totuși din nou facem cum facem și ajungem în plin sezon turistic, da? Ținem strada Republicii 4 luni de zile în condițiile astea. Clar afectându-i pe cei de la Hotel Carl, poate, sau de la Hotel Caban, sau, în sfârșit, posibil, ei ar putea să spună mai bine. Acum, să fac două precizări, poate, pentru cei din administrația locală. Unu, postările mele nu se îndreaptă împotriva administrației cuiva. Nu consider că actuala administrație locală e total sau e responsabil pentru toate neajunsurile Dornei. Dorna de 30 de ani merge din rău în mai rău, cum spunea cineva din nou, regresăm spre stadiul de comun aproape, spre stadiul de târg, de vatră. Pentru lucrul ăsta nu e vinovat doar actuala administrație, ci cred că 30 de ani s-a mers efectiv greșit. Deci fiecare administrație are vina ei. Doi, nu cred că un primar bun acum în 4-5 ani ar mai putea repara cât ar fi de reparat în Dorna. Probabil dacă am avea, ar trebui să avem 2-3 primari așa ca la Candren sau ca la Poiana Stampei, poate să mai recuperăm ceva din decalajul existent cu celelalte orașe. Sau ca cel de la Gura Humorului, ca să vorbim de la municipiu. De la municipiu. Da. Nu, eu nu cunosc așa bine, dar sunt plăcut impresionat totuși de ce văd în Candren și în Poiana Stampei. Da. Deci eu nu mă îndrept înspre o persoană sau așa. Ce mai voiam să adaug legat de lucrări, dar în fine mi-am pierdut un pic ideea. Poate cineva spune, domnule, ce să fim patrioți, să ne vorbim orașul de bine, că eu sunt împotriva orașului meu sau vreau eu să mă ridic, știu eu, pe umerii neajunsurile din Dorna criticând. Eu n-am nevoie să mă ridic, sunt legitimat de un alt mediu cultural, mai înalt, ca cu toată smerenia acum, dar lucrez acolo în Viena și așa, deci nu am nevoie de laudele celor din Dorna sau să mă ridic aici în zonă. Ca atare, eu nu fac decât să spun că mă doare sufletul când văd greșelile sau neajunsurile din Dorna. Acum, dacă ei au ceva cu mine, eu nu știu. Eu, sincer, nu mi-am pus problema chiar așa. Eu am venit, mi-am lansat traducerea. Consider că cine nu a venit, el a pierdut. Am înțeles că la alți autori s-au cumpărat câte 200-300 de cărți de către administrația locală. Din bani publici. Probabil, din bani publici sau nepublici. În orice caz, mie nu mi-a cumpărat nimeni nicio carte din partea administrației. Nici n-am așteptat într-un mod așa. Oricum veneam acasă la e-mail, deci nu pot să zic că am ieșit într-o pierdere mare sau știu eu ce, dar asta e, adică eu nu fac mare așteptări, nu mă amăgesc ca să nu fiu dezamăgit. Da, bun, spuneam de lucrări care se fac în plin sezon turistic. Asta e, bun, poate că nu sunt oameni, firmele respective poate nu au oameni, poate că ritmul este, poate că nu e îndreptat spre cineva anume, dar ceea ce asupra unui lucru ai insistat, chiar un articol care a primit foarte multe aprecieri, un articol de pe urma căruia, o să-i spui tot titlul, mulți au înțeles că, de fapt, ceea ce lipsește, în afară de organizare, că se pare că toți ar rămâne repetenți, toți primarii și toate echipele de până acum ar rămâne repetenți la capitolul organizare, ar fi lipsa unei viziuni. Și acum fac referire la acel articol în care pomeneai tu 2050. Mulți au luat de bun, n-au surprins ironia, poate că s-au gândit că ești visător, ai fost numit visător, dar poate ne împrospătesc tu memoria în legătură cu acel articol și care era, la urmă, problema acelei viziuni. Sau
lipsa, la ce ne duce lipsa unei viziuni, unei strategii pe termen lung în acest orășel? Ce am vrut eu să scot în evidență prin acel articol, parcă am spus Vatra Dornei 2050, o perspectivă utopică sau ceva de genul ăsta, i-am dat denumirea. Am vrut să scot în evidență că la baza oricărui mare proiect, chiar și de infrastructură, stă un concept, nu? Ca și un sculptor, întâi am imaginea în cap și pe urmă mă apuc să sculptez, sau ca un pictor, întâi am o idee despre ce vreau să pictez, ce culori vreau să pun și după aceea încep să pictez. Așa a fost și în trecutul recent al Europei, dacă vă gândiți la Uniunea Europeană, în 45, Schuman a avut, sau părinții Europei au avut la bază proiectul acesta, unei Europe în care să nu mai avem războaie. Și pe urmă s-au apucat, au făcut Uniunea Europeană și uitați că avem îndată 100 de ani, 100 de ani unic în istoria Europei, în care, de exemplu, Franța cu Germania nu s-au războit. Pentru mintea noastră de astăzi, un război, Franța, Germania, gândiți, ar fi inimaginabil și ar fi în același timp o catastrofă. Ei, până în secolul 20, țările astea se cam băteau, cel puțin o dată de două ori, într-o sută de ani. Așa ceva, cred eu că ar fi nevoie și în Dorna, să avem un soi de viziune, de concept, aprobat de toate puterile politice, cam înspre ce am vrea noi să ne întrebăm. Cum ne-am dorit noi să arate Vatra Dornei în 2030, 40, 50? Alminteri, o să se întâmple, cum dumneavoastră bine ați spus, din 10 în 10 ani o să tot schimbăm conducte, înnoim asfaltul, schimbăm pavele și punem borduri noi și Vatra Dornei ce rămâne? În definitiv rămâne, știu eu, orașul plin de discoteci, supermarketuri și câte un bar la fiecare colț de stradă. Nu cred că ne dorim de așa ceva, că tot spuneați de acel tunel de la Argestrul la Canre. Argestrul. Acesta este un proiect care clar nu s-ar putea face într-un an sau poate nici în 5 ani, dar poate ar fi un obiectiv pentru 2040, nu? Să știm, an de an, dragi, ce am făcut anul ăsta? Atâta punem problema la București până se satură odată de noi și ne dau banii. Exact, da. trebuie să îl ai în minte și să lupți pentru el. Proiect, an de an, să lupți, domnule, e un proiect pe termen foarte lung, dar vrem să-l avem în 2050 sau 40 sau 30, nu știu. Omenirea are astfel de agenda 2030, 2040, 2050, scriu astfel de tratate, pentru că e foarte important să vedem în ce direcție vrem să ne îndreptăm. Nu facem proiecte utopice așa în sens comunist, că știu, să aducem, știu ce, Dunărea la Vatra Dornei, dar totuși o direcție ar fi absolut necesară, nu? Sau măcar o revenire, o direcție care să ne ducă spre ceea ce am fost odată. Pentru că Dorna a fost și dacă mai trăim, doar trăim de pe urma brandului Dorna. Dar nu se poate să ai un sezon turistic doar prin, știu eu, tichetele de vacanță. Mă întreb dacă n-ar fi fost aceste tichete de vacanță și românii nu se orientau spre turismul intern. Ce făceam? Din ce trăiam? Pentru că Dorna, în momentul de față, în afară de aer curat, un telescaun, poate un river rafting când îți permite vremea, e nimic, e zero. Iar domnul primar ne declară în urmă cu o lună că, și mă bucur că am făcut acel interviu cu dumnealui, prezentând acel proiect de loazir, un teren două de sport și o alee de promenadă care distruge un stadion, întâi trebuie să scoatem Dorna din noroi și din praf. După aia agrementul, că agrementul e lux și distracție. Nu, agrementul înseamnă plus valoare. Da, asta e. Deci așa punem problema. Și vedem că sunt alte municipii, poste orașe miniere, Gura Humorului, da, care s-a dezvoltat uriaș și a dezvoltat imens acest sector. Al agrementului, da. Și al faptului că agrementul aduce turiști și plus valoare, cum spuneam. Vă dau dreptate și în același timp aș vrea să spun că mai mult decât, știu eu, proiecte la nivel local, ar fi nevoie, dacă vrem să ajungem Austria din urmă sau știu eu cu cine ne comparăm noi, dar cred că și Rusia, da, e mult înaintea noastră, ar trebui acorduri
supra-regionale, pentru că pistele de biciclete din Austria, de exemplu, ce să faci cu o pistă de bicicletă care e în jurul Dornei, că în 10 minute ai terminat-o. A trebuit piste de biciclete care să meargă până, știu eu, în capătul Poianei Stampei, hai să nu spun până în Bistrița, și în partea asfaltă până în Suceava. Așa sunt pistele de biciclete de unde stau eu, din Austria, tot lungul Dunării. Deci sunt astfel de tururi. Cât e Dunărea de lungă, bine, excepția României, firește, poți să mergi cu bicicleta. Eu când ieșeam și aveam timp, în urmă cu vreo 2 ani de când aveam copii, făceam pe zi cam 80 de kilometri cu bicicleta, până simțeam că îmi pică picioarele, efectiv. Asta înseamnă că o piesă de bicicletă de 10 kilometri n-a ajută foarte mult. Deci... Păi nu, că noi vom avea piste de biciclete acum în acest proiect de 5 milioane de euro doar în Dorna. Și aceleași pavele, aceleași extaz asupra pavelelor din strada Luceafărului, Mihai Eminescu și Republicii, care vor fi înlocuite după 10 ani. La fel, pavele de tipul acesta am văzut și în centrul renovat al Timișoarei. Unul mi se pare oribile, nu se potrivesc nici cum în ambientul orașului, și alternativa ar fi foarte simplă, așa cum e și în orașul din care vin eu, acele pavele, acel drum roman, cumva, pavele din piatră. Sunt mult mai frumoase și se potrivesc mult mai bine în oraș de tipul acesta. Le-am avut și le-am scos, le-am aruncat. Da, acum... Sau le-am asfaltat. Da, sau le-am asfaltat, dar, nu știu, presupun că sunt oameni care studiază lucrurile astea. Cel puțin pentru mine personal, vorbesc numai din perspectiva mea. Mie îmi plac mult mai mult tipul acela de pavele, iar genul ăsta de pavele... Am obosit oribile, cât am scris. Adică hai să fim serioși, mie mi-este jenă să mai intru pe Luceafărului, pentru că avem acele pavele cu... gri, iar în mijloc cred că sunt verzi, nu? În parc la fel, pe strada Republicii, așa zisa pietonală, da, între cele două hoteluri, Caban și Carol, da, avem pavele roșii, este sinistru de-a dreptul ce s-a întâmplat în acest oraș, este sinistru și după 10 ani o luăm de la capăt. Și iarăși ne extaziem că de 5 milioane de euro care ar fi putut să meargă spre un complex de agrement, da, vom pune și vom schimba din nou pavelele în aceste trei străzi. Peste 10 ani unde vom mai fi, dacă mai existăm ca specie, tot schimbând pavele. Tot schimbând pavele, da. Faci pistă de biciclete aici, în centru. Spuneți dumneavoastră, dacă spuneați de 80 de kilometri, da? Și noi facem un centru pistă de biciclete. Și ne extaziem. Așa cum ne-am extaziat acum 10 ani, când domnul Huțanu a pus muzică în turnul primăriei, că a câștigat proiectul ăla de 8-9 milioane de euro. Au trecut câțiva ani pentru reabilitarea infrastructurii turistice, ceea ce a însemnat pavele și asfaltări pe niște străzi și pârtia parc. 9 milioane de euro, 8-9 milioane de euro. Dornenii nu știu sau nu vor să le intre în cap faptul că noi am fost 40% cofinanțarea, a venit 40%, deci proiectul ăla de 9 milioane de euro, supraevaluat, noi am contribuit cu 40% la acel proiect. Și după câțiva ani, 2-3 ani, ne-am întrebat, bun, unde sunt banii? Unde sunt banii, că nu se vede nimic? Pavele arată jalnic, asfaltările s-au dus, ok, nu se mai vede, pârtia aia, veverița, a treia pârtie, rezistam și cu două, rezistam și cu una, pârtea de la telescaun, rezistam doar cu aia. Dacă era amenajată bine, avem trei pârtii. Avem trei pârtii, 9 milioane de euro. Acum avem și ne entuziasmăm, 5 milioane de euro, proiect de mobilitate urbană, 4 microbuze, să aducă oamenii din... să puteau face și din bani publici cu mașini second hand, nu era o problemă. Pavele, poate iluminat public, vom vedea, o să ne spună, ne lămurească domnul primar săptămâna viitoare în legătură cu acest mister al acestui proiect de 4,8 milioane de euro care tocmai a fost semnat, și să vedem ce va aduce, în afară de un pic de schimbare la nivel ambiental, temporar, pentru că vom ajunge peste câteva ani, iarăși hidoșenia asta a pavelelor, să spunem, bă, poate totuși era mai bine să avem o viziune, o strategie, sau cum spune dumnealui nu folosește cuvântul strategie sau viziune, gândire. Păi asta e gândirea noastră. Păi o vedem care e gândirea voastră, dar nu e ok. Gândirea funcționează cu concepte, funcționează cu viziuni,
funcționează cu categorii, funcționează cu argumente și asta trebuie să, până la urmă, să stabilim, să vedem ce vrem să facem, înspre ce vrem să ne îndreptăm, nu? Cu ce mijloace, dar eu vă pun o altă întrebare. Ce faceți cu spitalul? În 10, în 20 de ani va pica clădirea aia. Și așa are 100 și de ani cât are Hotel Traian, nu? 100 de ani în dată. Ce faceți cu spitalul? Deja în Vatra Dornei, dacă ai o problemă de sănătate... Ce faceți cu spitalul? Pentru că tu nu mai ești din clasa 5-a la Vatra Dornei, trăiești cu familia în Dorna Candrenilor. Deci, na, e bine. Adică e clar că ne întreb pe noi. E bine, noi dorneni. Că eu nu mai am legătură. Eu dacă am o problemă sau dacă mă doare, mă urc acum în mașină și am plecat în Austria, mă tratez la CAHA sau unde vreau eu, pentru că plătesc acolo asigurare, nu o să dau nume, să știți că dorneni vin și se tratează la CAHA în Viena. Inclusiv pe taică meu l-am tratat la un doctor de acolo. Sunt curios unde se tratează deputatul Dornan, care a avut 3 mandate, din Candren de felul lui, dar asta e, n-am vreo problemă cu candrenarii. 3 mandate, a promis de 3 ori că face spital modern și n-a făcut-o. Sunt curios unde, fostul deputat, unde se tratează, da. Din Candren de felul lui. Deși iubesc pe candrenari, stați liniștiți. Eu vorbesc de o altă persoană pe care am întâlnit-o, pe domnul deputat nu l-am văzut niciodată, dar... Poate și aici ar trebui un acord supraregional, nu? Pentru că dacă vin ca antrenar la spital, vin până din Broșteni, ar trebui poate toate primăriile să pună bani. Deci eu prima dată când am văzut în viața mea cum arată un spital, a fost în Austria. A fost acolo când au deschis doctorul odată ușa, păi picau pansamentele efectiv din tavan până pe el. Țin minte, la spitalele din România, nu dau nume, nu-ți dădea doctorul rețeta, du-te băiatule, ia de la... farmacia de la curs, uite, n-avem masă, n-avem asta. Țin minte, am trebuit să fac injecții în burtă, toate le-am cumpărat, le-au cumpărat ai mei, cumpărau cam pe 2 milioane pe zi, n-aveau la spital. Și bine, la televizor zic că au, n-au. Și cine știe lucru, cine a avut de a face în mod concret cu spitalul, știe. Și nu-i vina doctorului, că el n-are nicio vină, săracul. Dar eu vă întreb, în momentul în care ajungi cu ambulanța la Vatra Dornei, și primul lucru trebuie să te uiți în agenda, să vezi cum ajung la Cluj, la Iași, la Târgu Mureș. Cine vrea să trăiască într-un oraș de ăsta? Eu nu n-aș vrea. Da, noi am salutat faptul că domnul Valentin Stan, actualul manager al spitalului, s-a zbătut pentru aripă nouă, da. Și e ceva. Dar nici dumnealui, adică îi citeam în ochi, în priviri, că da, ăsta ar trebui să fie un alt proiect. Apropo de a scoate traficul greu din Vatra Dornei, cum spuneai, nu? Argestru, ok, un proiect de 20 de ani, 30 de ani, dar măcar să îl ai în gândire să-l ai, nu? Dacă e să folosim cuvântul domnului primar. Spital nou, de ce nu? De ce nu? Trebuie un spital nou, fără discuții. Deci nu, e bine că se luptă pentru o aripă, ăsta e nivelul în România, nu ajuns să nu poți să primești finanțarea pentru un spital, dar eu vin și spun, trebuie spital nou pentru toți oamenii, nu toți își permit să se ducă să se trateze la CAHA, nu toți își permit să se trateze nici măcar la Cluj. Sunt oameni care nu pot părăsi Dorna, nu își permit lucrul ăsta. Tot bazinul Dornelor trebuie să pună bani să facă un spital civilizat la Vatra Dornei, pentru că astfel în 20-30 de ani va pica clădirea aia, că nicio clădire nu e veșnică pe lumea asta. Știți lucrul ăsta, nu spun o... La fel educația, nu? Am avut anul trecut întâlnirea de 10 ani, am intrat în curtea aia școlii, am crezut că pică muntele pe noi, mă uitam pe acolo. Adică curtea aia școlii arată sub orice critică și nu mai spun despre alte lucruri, trebuie urgent, nu reparată, deci făcută de la zero. Deci făcută de la zero, nu se pune problema de reparații la spital sau la liceul teoretic Ion Luca Vatra Dornei. După părerea mea. Când am fost în acele 9 luni consilierul domnului ministru Geram, am vrut să fac o bază sportivă modernă. Nu-ți spun, în 2015, nu-ți spun câte piedici. Pentru că la final, odată cu prăbușirea guvernului, demisia premierului Ponta, pleca și domnul ministru, care mă tot întreba ce să mai aude. Ce se facă, nu că nu-i terenul întabulat, a durat 6 luni să întabuleze terenul. Și încet, încet, pentru că oamenii se gândeau, dar dacă profesorul va candida în 2016 și o să folosească baza sportivă ca argument electoral în campanie, mai bine să nu se facă nimic.
Da, dacă așa gândim... Inițiativa a existat, da. Da, să nu se facă nimic așa, să... Vedeți până la urmă politica asta ce înseamnă? Înseamnă că fiecare om are interesul lui privat, dar la un moment dat trebuie să existe și un interes comun. Pentru că dacă nu există un interes comun, atunci ne întoarcem în, știu, în antichitate, ne cumpărăm fiecare săbii și așa era. În vremea aceea statul era foarte slab, familia era puternică, nu? Ne întoarcem la clanuri. Pe când acum, în zilele noastre, statul a preluat foarte multe din atribuțiile individului și trebuie să le reprezinte. Altfel, dacă poliția nu poate asigura siguranța, dacă spitalul nu poate asigura sănătatea, atunci se ridică întrebarea ce rost mai au toate instituțiile astea. Dacă primăria nu e în stare să lucreze pentru binele comun al cetățenilor din Vatra Dornei, pentru ce atunci să mai am o primărie? Bineînțeles că nu, omul de rând nu își pune astfel problema, e o problemă mai complicată de ordin filozofic, dar cu timpul se va pune tot mai puternic întrebarea asta, la ce nevoie mai am de stat român dacă eu sunt la 112 și el nu e în stare să-mi salveze viața. Am atunci scris am în decembrie un editorial, la ce bun statul? La ce bun statul? Și atunci, care e alternativa? Alternativa e să depășim paradigma asta statului iarăși într-un stat totalitar, paradigma e să... Adică alternativa este foarte proastă, să mergem în direcția, nu știu, Ungaria, să desființăm Radio Dornă și băgăm frica în oameni și atunci toată lumea, să vedeți, e fericită, nu? Deci, până la urmă, unde mergem? Deci, fiecare trebuie să fie conștient pentru lucru sau de lucru pentru care a fost votat, numit și să lupte, pentru că, spus de multe ori, istoria nu se ierte. Așa cum pe mulți primari care știu eu ce s-au bucurat și au tras, așa până la urmă le-a dat Dumnezeu o boală de aia de a terminat-o în ultimul hal, la fel și aici, eu cred că istoria nu se ierte. Pe fiecare primar sau pe fiecare om care și-a bătut joc de... Că a spune că și-a bătut joc de oraș înseamnă că și-a bătut joc de oameni, în definitiv. Care și-au bătut joc în mod conștient de alți oameni, eu cred că Dumnezeu să, și istoria nu se ia. Și se de asta iate. Sunt atâția primari care au ieșit pe ușa din dosa istoriei, chiar și în ultimii 30 de ani, sau mai ales în ultimii 30 de ani. Da, da. Trebuie să se gândească bine la copiilor, la nepoților, au responsabilitatea aceasta pentru generațiile viitoare și să lucreze astfel încât urmașilor să învețe despre vrednicia strămoșilor lor, actualii politicieni din administrația locală, nu despre catastrofele sau despre catastrofa pe care i-au adus-o. Și chiar dacă noi ne bucurăm acum de, știu eu, un bine, că avem bani, că nu știu ce, contracte, eu sunt absolut convins de faptul că istoria nu o să ierte. Vei mai scrie pentru Orion Media, pentru Monitorul de Dornă? O să mai scriu cu mare drag. Acum sunt într-o perioadă foarte încărcată, întrucât vreau să finalizez teza de doctorat. O să fiu foarte atent să vedem inscripțiile acestea naziste, să fie înlăturate, nu acoperite, cu vopsea hidoasă. Parcul să arate frumos și să pot să vin cu familia, să am parte de un concediu plăcut, liniștit, în care să ne bucurăm de Vatra Dornei, așa cum bine ați spus, ca o clonă a orașelor austriece, nu ca o ruină, ceea ce pare astăzi că e, nu? După 2021, acum la final, după ce îți vei termina contractul cu universitatea, intenționezi să te întorci acasă, vrei să faci proiecte culturale, nu neapărat un business, dar să poți să și trăiești proiecte culturale Țara Dornei, cu zone din Austria, sau vrei să permanentizezi șederea acolo și să vii din ce în ce mai rar acasă? Eu acum exact nu știu ce o să fie, dar se pare că acolo voi rămâne, pentru că deja lucrez acolo, sunt integrat bine în societate și acolo e viitorul meu. Dar voi încerca, cel puțin vara, să vin aici și, nu știu, să dau drumul la o serie de școli de vară. Așa să încerc să creștem nivelul cultural la Vatra Dornei și vedem ce o să fie. Deocamdată nu am în plan. Nu s-ar putea pune problema să vin în Dorna dacă eu, personal, știu că nu am un spital bun lângă. Am avut mai multe probleme de sănătate în viața mea și... N-aș putea să stau într-un loc în care știu că n-am îngrijire bună, în care știu că n-am școli bune. Nu aș putea deocamdată veni în Dorna, vă spun sincer. Dar parteneriate între
cele două țări s-ar putea dezvolta. Da, încercăm să vedem, poate să facem o școală de vară în limba germană, pe teme de teologie, filozofie, litere, nu știu, o școală de pictură, de muzică, să vedem ce am putea găsi, să vedem dacă vine lumea, dacă ne susțin autoritățile locale. Până la urmă investim în cultură, investim în temelia nevăzută, să spun așa, a poporului român. Știți bine că doar aveți atâtea proiecte frumoase cu copiii. E o lucrare, e cea mai grea lucrare, cea care se vede cel mai puțin, dar cea care aduce cele mai mari satisfacții până la urmă. Ce să zic, Cezar, a fost o bucurie să te am la acest interviu. Un interviu care a fost o continuare a interviului pe care l-am avut cu pictorul David Croitor. Am vorbit despre cartea domniei sale, despre perioada prostiei publică și dumnealui în Monitorul de Dorna. Cartea este de-a dreptul fabuloasă și am făcut o mică pauză și am venit, a fost un maraton, dar cu ce oameni. Așa că a fost o plăcere să vă am în cursul unei dimineți invitați atât pe domnul David Croitor, care a onorat invitația ta și care a avut un discurs fabulos la Salonul Alb, la lansarea cărții despre ortodoxie, și apoi să continui cu tine. Mult succes în continuare, rămâi un fin observator a ceea ce se întâmplă în mica noastră comunitate, pentru că încet, încet, poate, despre oamenii care sunt în fruntea noastră și despre care se spune că sunt după chipul și asemănarea noastră, poate că o schimbare a noastră interioară, încet, încet, cu generațiile care vin, vor aduce în fruntea noastră, nu numai la Vatra Dornei, ci și la județ și la București, oameni de altă calitate. Iar tu o să rămâi o voce mică, așa cum e, dar un reper din când în când. Poate că cineva se va pleca și spre ceea ce spui tu sau asupra ceea ce scrii tu. Mult succes în continuare! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație și eu m-am bucurat mult să fiu aici și să sperăm că vor veni și vremuri în care vom putea să vorbim numai de bine, să zic așa, orașul nostru. Da. Salutări și părinților tăi și salutări și fratelui tău, iar vouă tuturor vă spun, închei cu clasicul, să auzim numai de bine.